avem plăcerea să vorbim cu Ruxandra Luca. Bună dimineața! Bună dimineața! Și am plăcerea să fiu aici. Despre ce vorbim astăzi? Vreau să le dăm un reminder părinților despre cât de important este să petreacă timp cu copiii. Că viața asta e nebună. Ai văzut, pleci de dimineață viseara, muncești toată ziua. Când ajungi acasă, ai rufe de spălat, mese de întins, haine de călcat, dar între toate astea mai sunt și copiii care au nevoie de noi, pentru că ei așa se încarcă și așa se simt iubiți și așa se simt în siguranță prin timpul ăsta pe care îl petrecem cu ei. Cât stăm cu copiii? Acum, da, asta e chiar principala întrebare a părinților. Depinde de vârstă. Cu cât sunt mai mici, cu atât mai mult timp au nevoie de noi. Adică dacă vorbim de un bebeluș, el construiește atașamentul primar cu persoana cu care petrece cel mai mult timp, care adesea e mama, dar în zilele noastre tot mai mulți tați ai văzut că iau concediul ăsta de creștere a copilului și poate fi tatăl sau poate fi bunica, poate fi bona. Și pe urmă, atașamentul secundar și tot așa mai departe, până când ajunge la grădiniță, la școală. Acolo sunt toată ziua plecați, nu mai stai de dimineață până seara cu ei. Dar pe urmă primează calitatea, eu așa zic, și nu cantitatea timpului petrecut cu copiii. Adică poți să stai de dimineață până seara lângă el și să nu fii cu adevărat acolo. N-aș avea o problemă să mă joc pe simulator cât copilul se joacă lângă mine. Adică pot să petrec ore. Da, dar vezi, tu nu ești cu adevărat acolo. Sau dacă ești pe telefon, ești pe mail-uri, ești cu gândul la iurea, deci el nu te simte. No? 15 minute dacă stai, okay. N-ai exercițiu, începi cu 5, da? Și da. Crești progresiv, 10, ajungi la 15. Dar atenție, timpul ăsta nu e timpul pe care îl petreci în momentul în care îi faci baie sau îl hrănești sau îl ajuți să se schimbe. Asta nu-l contorizăm acolo la timp special. Și momentele alea în care te joci cu ei, și fii atent, dacă ai doi copii, fiecare dintre ei are nevoie de timp cu tine. Wow. Adică ce fac cu Aris, nu fac cu Albert. Am înțeles. Și... Luca, îmi dau seama, ești cel mai complex taximetrist de București. Adică? Adică știi că ceasul ăla se cheamă taxometru. Așa. Ai 3-4 taxometre pe bord. Deci ai timp de așteptare, timp cu unul, timp cu altul. Da. Nu oprești ceasul când îi speli, dar nici nu contorizezi. Ai alt tarif când îi speli. Și am, da, și am și timp în familie, timp cu toții, timp cu taică-su, timp cu animalele și am timp înțeles. Pentru mine. O să verificăm dacă umblă cu maimuța. Dar cât timp voi vă uitați la acest material despre timpul petrecut cu copiii voștri. Mai glumim și noi, desigur. Vă rog. Pentru că viețile noastre se desfășoară pe repede înainte, nu putem să fim întotdeauna alături de copiii noștri pe cât de mult ne-am dori. Și atunci, orice gen de activitate care implică timp de calitate petrecut cu cei mici este binevenită. Ana, cum e viața de mămică de 3? E perfectă, nu mă crede nimeni, dar e cel mai frumos. Cred că anul ăsta e cel mai frumos din viața mea cu 3. Ce vă place vouă să faceți împreună? Must! Așa, mami, faceți must? Da, la greu! Și mami bea mult must! Da. Bun, te înțeleg, mami. Este foarte bun mustul. În general ne place să facem lucruri neplanificate și să ne petrecem timp împreună cât mai mult, pentru că reușim foarte rar, din păcate. Părintele asigură nevoia de servicii, îl îngrijește, îi asigură hăinuțele, petrece timp cu el atunci când trebuie să-l schimbe, dar nu neapărat acela înseamnă pentru copil un timp de calitate. Pentru copil timpul de calitate vine pe tipul lui de limbaj de iubire. Și atunci dacă ne gândim că ei cu cât sunt mai mici au nevoie de mai multe îmbrățișări, mai multe atingeri, mai multe încurajări, s-ar putea să descoperim că timpul de calitate este altceva pentru copil decât este pentru părinte. Cu cine petreci tu cel mai mult timp din familia ta? Cu tati! Ce faceți voi frumos? Îmi place să mă joc în continuu cu ei. Mie îmi place mult să stau cu ei. Dar ei sunt la grădiniță și stau de la 8 dimineața, nu-i văd, până seara la 5 și jumătate, 6, deci pentru mine înseamnă mult. E important să vină la grădiniță, dar e mult mai important să-și umple rezervorul afectiv. De fapt, despre asta vorbim. Și atunci părintele, în momentul în care petrece timp cu copilul, îi umple acel rezervor afectiv. Timp de calitate cu cel mic pentru noi înseamnă să fii cu cel mic când ești cu cel mic.
gând, nu ți este în nicio altă parte. Da, pentru că asta face diferența între o relație care funcționează umană și una care nu funcționează. Relația primordială, cea de simbioză cu mama se creează, după care urmează și relația cu tata și aici ține foarte mult de tată, cât de mult se implică el, astfel încât să creeze relația. De multe ori așteptăm copilul să vină spre părinte, când de fapt părintele este cel care transmite modalitatea de relaționare cu copilul. Îmi doresc foarte tare să fiu implicat. Da, sunt adorabil și îmi organizez timpul în așa fel încât să-mi aloc cât mai mult pentru ei. Mie îmi place să fac împreună cu părinții mei activități și aici la grădini. Cel mai mult îmi place să mă joc aici, să fac porumb, să văd cum se adună porumbul. Cât de des reușești să aduni părinții și copii? Cât e vremea frumoasă, facem destul de multe petreceri cu ei. Eu recomand tuturor grăinițelor să facă cât mai multe evenimente de genul ăsta. Apropie foarte mult relația dintre grădiniță și părinți. Pentru părinte este un timp de socializare, de contact, o oportunitate să-și cunoască copilul într-un mediu extern. Și informația pe care o ia clar diferă de informația pe care o are așa indirect de la educator. Beneficiul pentru copil de cealaltă parte este cu cât e mai mic, cu atât îl securizează mai mult, iar prezența părintelui înseamnă de fapt validarea modului în care el îl iubește. La Neața credem tare în activități și mai ales în activitățile afară. După cum vedeți, noi cu cartea mai ușor, dar cu activitățile am stat foarte bine. Luca are doi băieți, unul mai mare decât celălalt și trece prin treburile astea săptămânal. Eu încerc să nu lipsesc niciodată de la activitățile pe care le fac la grădini, la școală, că tot felul de atelier, uite, ziua recoltei se organizează și o singură dată, țin minte că am întârziat, deci nu că am lipsit, am întârziat jumătate de oră. L-am găsit pe Albert cu ochii în lacrimi. Era singurul copilaș la care nu venise nimeni. Și crede-mă, m-am simțit eu ca ultimul părinte. Și eu și taică-su ne-am simțit cumplit. Deci n-avem idee, adică ce în sufletelul copilașilor noștri în momentul în care se văd acolo singuri. Eu am crezut că asta e numai în filmele americane, să știi, cu părinții care nu vin și după aia... De ce, e reală? E reală, mie mi s-a întâmplat, dar sunt părinți care chiar nu ajung. Că au ședințe, că au, ok, nu poți să fii tu, celălalt părinte, bunica, bona, oricine, o persoană dragă, e important să fie acolo lângă copil. Sau trimiteți amanta, că și așa trebuie să-și... trebuie să-și merite cadourile astea de Crăciun. Trimiteți amantele dacă e. Mulțumim, Luca. Pe Luca o să o vedeți și sâmbătă, când avem finala la cea mai sexy tătic din România. A fost o glumă. Pentru că avem trei mămici în juriu, Luca este una dintre ele. Dacă ea nu și-a câștigat dreptul ăsta, vorba aia, prin forțe proprii și în mod natural, adică mai natural de atât nu se poate, credeți-mă. Avem și fotografii. Bun, sâmbătă ne vedem în juriu cu Luca. Avem fotografii cu Luca înainte să fie mămică. Și avem și după și o să vedeți că mai bine arată acum, după doi băieți, decât înainte. Nu era cine știe ce când era, nu. Acum după doi băieți foarte